Bună draga mea, sunt luna ala. Balanța va fi puțină dumerită de ceea ce se întâmplă în jur. Vei simți că ești subestimată. În viața personală, totul poate fi ambigu, poate exista o stare de resentimente față de persoana iubită. La sfârșitul lunii, vei dori ceva nou și radical diferit. Dacă ai nevoie de sprijin, atunci apelează la un vechi prieten. În general, iulie pentru balanță va fi pe valul de decolare creativă, de creștere spirituală și de renoirea carierei. Și în acest sens, prima jumătate a lunii poate fi foarte productivă. În acest moment, stabilitatea financiară și reputația balanței vor depinde în mare măsură de influența pozitivă a partenerilor și prietenilor care te pot atrage către noi proiecte și îți pot oferi un loc de muncă decent. Iar un astfel de sprijin poate duce la progrese cu adevărat serioase într-o carieră și un domeniu creativ. Evenimentele cheie de la mijlocul lunii iulie pot fi legate de chestiuni financiare sau de viața personală a balanței. În această perioadă sunt foarte probabile tot felul de surprize, iar spre sfârșitul lunii, norocul neașteptat va zâmbi larg multor balanțe, principalul lucru este să nu treci cu vederea perspectivele emergente. Dragoste, în iulie, balanța se va grăbi în sentimente confuze. S-ar părea că totul este bine și romantic, dar cu câteva fraze îți poți schimba complet relația cu partenerul tău vei fi adesea copleșită de un sentiment de dezamăgire. Un prieten apropiat te va ajuta să faci față unei astfel de crize. Nu sări la concluzii imediat. Acum este momentul să te calmezi, să te relaxezi și să iei o decizie cu capul limpede, la rece. Reprezentanților unei familii le va fi mai ușor. Desigur, vor exista conversații dificile despre finanțe și creșterea copiilor, dar nu veți dori să rupeți relațiile. Balanța va petrece multă timp înconjurată de copii. Gospodăria îți va cere multă atenție. Ei bine, nici nu ar trebui să-ți rău pentru el, pentru că ceea ce investești în copilul tău acum se va reflecta foarte bine asupra lui în viitor. Ai grijă de rudele mai în vârstă, vizitează-ți părinții și bunicii. Cineva apropiat îți va cere ajutor. Sănătatea Iulie nu este o lună ușoară pentru balanță. Trebuie să fii atentă la recomandările medicului și să asculți fiecare semnal al corpului. Acum ești ușor susceptibilă la orice boală, formele cronice se pot agrava. Cea mai bună odihnă pentru tine va fi la băi minerale. În weekend, nu uita că nu trebuie să abuzezi de alcool și de fumat. În general. Toate obiceiurile proaste sunt cel mai bine de lăsat în trecută de dragul sănătății. Învață să te relaxezi. Făți un obicei din a face o baie de plante, de a merge la plimbare înainte de culcare și de a medita asupra unor chestiuni globale, nu personale. Orice stres poate provoca dureri de cap și probleme digestive. Dacă există o oportunitate de a evita o ceartă, fă-o prin toate mijloacele nu deveni inițiatorul conflictelor, excesul de tensiune nu-ți va spori sănătatea, banii, mediul de lucru al balanței nu va fi ușor, vei simți intens competiția, poți întâlni oameni neplăcuți la locul de muncă, iar acest lucru va provoca o schimbare în atmosfera de lucru. Ți se va părea că șefii te subestimează, ceea ce îți va spori pesimismul. S-ar părea că cele mai multe proiecte de succes se pot opri în dezvoltare în a doua jumătate a lunii situația se va schimba spre nevoie. Deja vor apărea idei noi și unele conflicte vor fi soluționate. Nu-ți fie teamă să faci unele greșeli, nu vei fi concediată pentru ele, dar tensiunea va apărea în continuare. Trebuie să fii foarte atentă cu banii. În iulie, există un risc mare de a pierde bani, fraude și înșelăciune. Nu împrumuta nici măcar celor mai apropiați oameni. De asemenea, tu însă trebuie să fii atent atunci când iei împrumuturi și semnezi titluri. Este mai bine să amâni toate operațiunile majore până lună viitoare. Dacă vrei să câștige bani în plus, atunci fii atentă la hobby-ul tău. Acest lucru este valabil mai ales pentru oamenii creativi. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!